Autogara Lyon, Gara Lyon, cea de sus, care are un ceasornic în creștet, pe partea dinspre interior. Și aici sunt, dincolo de parcare, sunt intrările în Gara Lyon, accesul în gară, accesul în gară unde, mă rog, așteaptă lumea. Dincolo e, am zis să trec în revistă așa un pic, hotel, hotelul din apierea gării, care se numește, e cam uitat, Perache, nu știu cum. Și, da, Perache, Perache, un fel de Petrache. Mă face să și râd. E hotelul, iar aici anexele gării. Mă rog, așa cum arată ele. Acolo se vede o parte din oraș, e foarte frumos. Și e pe văi și dealuri, așa, a Lyonului, nu e pe teren drept. Intrările și ieșirile din autogară cu autobuze într-un, nu știu, într-un sistem absolut altfel. Mă rog, nu infernal, dar un sistem altfel, mai deosebit. Cu pasaje subterane, tunele, deasupra etaje, cu stații de călători pe acele etaje. Deci astea sunt împrejurimile gării Lyon. Nu. Restaurantul, bar, lounge, la terasa asta. Și parcă la ferite, nu știu. Trotinete de închiriat, iată. Dacă ar sta la noi așa, ar fi, nu știu, mă abțin de la comentarii. Mă abțin de la comentarii. Așa, aici sunt diverse instituții publice, centru cultural Perache, centru hotelului Perache. Și garaje, chestii, socoteli. Ia uite cât de blocurile alea pe colină. Mă rog, aici e Chateau Perache, intrarea în hotel. Alta intrare în hotel. Cam așa arată Lyonul, ca să vă faceți o idee. În momentul de față nu prea este timp de polologii, dar uite că n-am putut rezista tentației să filmez un pic, măcar un pic, să am și eu o amintire, cum se știe. Nu. Clădiri în alte frumoase, moderne, nu știu. Turist. Și circulația asta e infernală, absolut infernală. Așa.